Îngăsită potrivit regulamentului Senatului, Diana Șoșoacă ar putea să primească interzis, să spunem așa, în plenul Senatului și în comisiile Senatului timp de 30 de zile și de asemenea să nu fie plătite pentru această perioadă. Sunt sancțiuni la care se gândesc membrii Comisiei de Regulament din Senat, cei care s-au întrunit într-o ședință informală pe parcursul zilei de ieri și au stabilit să propună biroului permanent a Senatului luni sancțiuni pentru Diana Șoșoacă. În același timp, reprezentanții USR din această comisie spun că doresc să ceară biroului permanent al Senatului în același timp ca ministrul de interne Lucian Bode să fie chemat în Parlament la ora guvernului la Senat, tocmai pentru a da explicații despre modul în care au intervenit polițiștii. Iată așadar că se cer măsuri pentru Diana Șoșoacă și chiar din partea președintelui Klaus Iohannis, care a avut o reacție legată de acest caz. Nu vreau să mă antepronunț. Absolut toate autoritățile competente să verifice ce s-a întâmplat și cum s-a intervenit, trebuie să-și facă datoria cu vârf și îndesat, cum se spune, după care, cu siguranță, voi aștepta concluziile de rigoare. Este posibil să fi fost greșeli în abordare, dar nu pot eu să mă exprim asupra acestor chestiuni. Cert este, solicit această verificare la sânge pentru a nu avea încă o dată un astfel de incident, care este absolut regretabil și, ca să fiu sincer, până acum ar fi fost inimaginabil.